Dragii mei telespectatori, iată, am o surpriză pentru dumneavoastră. Vă aduc un om printre oameni, așa cum îmi place să spun, un om care îndrăgește cântecul și respectă autenticitatea poporului nostru prin repertoriul dânsului. Iată, dragii mei, de pe meleagurile bistrițene vine îndrăgitul interpret Maier Mihai Silvișan și ne încântă prin tot ce ne-a pregătit pentru noi și pentru dumneavoastră, bineînțeles. Domnul vine de la Alba, din satul Silivaș, iată unde a copilărit, într-o zonă frumoasă din județul Alba, o zonă de munte, aș putea foarte spune, frumoasă, cu oameni frumoși și cu oameni gospodari, dar locuiește astăzi la Bistrița. Domnul Mihai, vă rog frumos să spuneți telespectatorilor noștri, de când locuiți la Bistrița? Doamna Ignat, în primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult că sunteți o mare realizatoare. Totdeauna am urmărit și urmăresc emisiunile dumneavoastră, Momente folclorice și nu numai, tot ce ați realizat. Și mă bucur foarte mult că m-ați invitat la această emisiune frumoasă. Eu vă mulțumesc pentru că am stat de vorbă de atâtea ori la telefon și îmi spuneați că îmi urmăriți emisiunea și eram foarte dornică să vă am în emisiunea mea, pentru că era păcat să nu fiți printre interpreții dragi țării noastre, interpreții care, iată, țin flacăra vie a folclorului pe tot teritoriul României. Și era păcat să lipsiți. E adevărat că așa este, dar vă spun, sunt foarte ocupat, chiar și la vârsta mea. Am ceva mici afaceri, mai lucru și în alt domeniu. Am terminat dreptul. Așa. Am fost foarte mulți ani, am lucrat la primărie ca director, am fost șef birou comercial pe la Uniunea Județeană, cum era mai de mult, și cum am ajuns în Bistrița, într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră, eu am cântat de copil. Copil. Eu am cântat chiar și opera. Am fost și la un concurs foarte mare, să te dau înainte, foarte mari concursuri de muzică populară. Am intrat printre cei, erau vreo 60 și ceva, și am intrat și eu printre ea. Dar au căzut foarte mult, că așa era, era sever concursul. Da, da, da. Și mi-a plăcut și am cântat la Doina Banatului, a armatei. Am cântat pe la Iași, la o altă facultate, și am terminat și ingineria. Am ajuns, după studii, să fiu repartizat la Bistrița. Probabil că cine bea apă din Someș, așa se zice, rămâne acolo. Așa. Rămâne localitate. Și am ținut neapărat ca să fiu la dumneavoastră în emisiune, că mi-o îmi place și ceea ce prezentați de fiecare dată, cu fiecare cântăreț, și aveți atâta cântăreț bun, consacrat, și mai mult de atâta, urmăriți ca tineretul să evolueze așa de mult în muzica populară, nu numai, în cultura. Nu e simplu. Să știți că trebuie să muncești ca să ajungi la o performanță. Așa trebuie este. Multă, multă muncă. Muzica românească le place foarte, foarte mult. Pe unde am fost? Începând din Ungaria, Polonia, Slovacia, Italia, Franța, mă rog. Și identitatea românului, totdeauna am respectat-o. Deci, dar le-a plăcut. Iată că românul este de frunte oriunde ar merge. Așa este. Exact. Românul unde merge, să știți că probabil că cine știe cine vrea să-l denigreze, dar nu poate. Nu poate, că românii tot români. Și noi am avut dansuri, am avut muzică populară. Eu, ca solist, am fost foarte apreciat. Nu numai eu. În general, soliștii de muzică populară, chiar poate și de ușoară. Cum vă spun, eu am mai cântat operă până prin liceu, fiind copil de la țară, așa, la ai mei. Le-a plăcut mai mult muzica populară. Folclorul nostru este identitatea poporului nostru. Așa este. Este aparte față de alte popoare. Mult. Păstrăm cu sfințenie aceste tradiții, acest cântec care vine de la glia pământului, cum îmi place să spun, de la plugarul nostru care doinea și la bucurie și la necaz. El știa să-și petreacă timpul chiar muncind din greu, dar nu uita niciodată să-și stâmpere setea sufletului cu un cântec al nostru. Da. Și eu am căutat totdeauna să alin dorurile
oamenilor sau să le bucur. Mă gândesc că când coboream de pe scenă, vinea la mine cu flori, îmi spuneau, de ce nu spuneți la șefii amar că aveți prioritate să ne mărească salarii, să ne mărească pensii și acum. Chiar am eu spus-o, eram într-o emisiune când am coborât, cred că 20 au fost pe mine să-mi spună situația asta. Da. Și ia, uite că am ocazia... Vă vedea oarecum competent și din punctul din ăsta punctul de ăsta, vedere. Da. Că eu vă spun, am cântat și așa și Doine. De fapt, Doina a fost pe prim plan ca și folclor autentic și iată de aici s-a transformat. Se zice că cine nu știe cânta, nu știe nici a trăgăna. Nu ești artist dacă nu știi să cânți o doină. Că mai zice așa că multe păsări ciripez, dar de fapt... E, și noi suntem aleși, acolo sunt vă două, trei numai, cucu, pupă, zapa și toată lumea cântă, ca și păsările cerepesc, dar și dintre noi sunt aleși. De așa este, fiecare pasăre prin graiul ei. Eu din altă zonă, e adevărat, la noi se cântă și doine. Spune. Deci, iată, sunteți un exemplu și le dați și tinerilor noștri îndemn să cânte și doine. Eu am avut și am avut... copii, i-am introdus un pic în muzică, muzică populară, de fapt, și o și reușit. Foarte până bine. La urmă au ajuns pe la televiziune, dar am spus că fără muncă nu-i nimica. Eu vă iau, dar trebuie să și munci. Și așa au ajuns la performanță. Foarte frumos. Da. Spuneți-mi, cine se ocupă de repertoriul dumneavoastră? Doamna Ignat, vă spun sincer, creațiile mele, eu le fac. Iată, vă văd că sunteți și un bun textier. Așa îmi fac multe texte, că mai cu din calcule foarte multe. Eu fac. Părinții mei, de fapt noi, toți, noi am fost toți frați, dar ceilalți au plecat toți. Eu am rămas, eu sunt și cel mai mic, dar toți au cântat toți. Și m-a ales maica mea. Eu cântat la nunți pe vremea respectivă. Deci ați avut de la cine să moșteniți. Da. Și vă mai spun un singur lui, am cântat cu mari interpreți. Am cântat cu Lucreția Ciobanu, am cântat cu Dumitru Sopon, ăla mi-a fost prietenul meu cel mai bun, cu Cristoreanu, foarte de mult. Wow. Prietenul meu bun. Ce oameni de valoare. Florica Ungur, care iară nu mai este. Dintre ei mai știu mult și m-am mai întâlnit, am mai cântat cu ei la filmări. Uite că așa se mai nume foarte mică, să știți. Comori prețioase în grădina folclorului românesc. Da, să știți că așa este, că chiar m-am uitat de atâtea ori la emisiunile dumneavoastră, că avea aștept să vină sâmbăta de la orele 20 la 23. Da. Că văd atâta pasiune cât puneți, ambientul ăla frumos, totdeauna atâta e de organizat și frumos, câmp, ape, tot ceva minunat și mai mult de atât, sunt interpreți de valoare. Da. De valoare. Aduceți la televiziune datorită cui? Realizatorului? Păi... Doamnei Eugenia Ignat. Da. Pentru că îmi iubesc atât de mult acest popor și vreau să rămână în urma mea tot ce este de valoare. Pentru că vedeți că cineva vrea să ne șteargă identitatea, să ne ascundă, să nu mai existăm, să uităm de istoria poporului nostru, de tot ce avem frumos. Iată, cultura, cântecul ăsta frumos, care ne alină și sufletele fiecărui om care ascultă un cântec, este păcat să se piardă. Și așa umblu prin toată țara, neobosită, dintr-o parte în alta, să pot să adun din toate zonele și să formez, iată, un buchet de florile României. Români, pentru noi faceți, doamnă. Da. Ina, pentru toată lumea, nu numai pentru dumneavoastră. Nu fac pentru mine. Ci eu mă dedic întotdeauna tuturor oamenilor. Da. Cei care le place muzica, majoritatea le place. Și mă gândesc și mă întreb eu pe mine câteodată, de unde atâta putere la dumneavoastră? Că e enorm de multă muncă. Numai de la bunul Dumnezeu, pun multă pasiune și prețuiesc foarte mult oamenii. E adevărat că sunteți tânără, sunteți frumoasă, sunteți elegantă, de ce să nu spun și ceea ce este. Și putere de muncă. Aveți o pasiune multă de tot, câtă lume
vă simpatizează. Cred că unde mergeți vă întreabă și vă arată, uite, doamna Ignat, doamna de la realizatorul de la televiziune, e un mare lucru, e foarte mare lucru. Că eu mă uit după mine, dacă mă duc undeva mă oprește, dacă mă duc 5 km, mă oprește în drum, vă 10. Când vă mai, când apărând la tele, când mai ne cântați? Dacă mă gândiți la dumneavoastră. Da, așa este, așa este. Așa este. Bineînțeles, după atâta muncă e normal să mă cunoască țara toată. Este foarte greu ceea ce fac, cu multă pasiune, așa cum spuneți, cu multă dăruire, din dragoste de oameni, din dragoste de tot ceea ce strămoșii noștri au lăsat, aceste comori prețioase. Foarte mari. Pentru noi. Trebuie să le ducem mai departe. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă dumneavoastră aveți copii. Am un copil care, bineînțeles, a terminat facultatea la Cluj, Academia de Studii Economice. E mare șaist. Și acum a fost la un concurs foarte mare, european, a luat locul 6. Felicitări! Da, un singur copil. Nu cântă și copilul dumneavoastră. El se ocupă cu sportul ăsta. Cântă, așa, că l-am introdus. Când mă duc cu el, cântă cu mine așa. Deci are voce. Are voce. V-o moșteni. Dar e, cum să vă spun, e mai timid așa. Până și eu am fost timid la primele mele cântece. După ce n-am mai cântat, n-am cântat alte motive, nu-i cum a fost. Emoțiile întotdeauna sunt constructive. Constructive. Și atunci când ne dăruim total cântecului, vrem ca în fața lumii să dăruim tot ce avem în sufletul nostru. Și este normal să avem și emoții. Vreau să, dacă mai îmi permite, să îi dăruiesc la fiul meu multă sănătate. Vă rog. La soție, la nepoate, poți și mai ales la o cumnată care grijește pe socră mea, că e cam bolnăvioară. Și le doresc la toți multă, multă sănătate din partea mea. Le doresc și eu la fel. Și dumneavoastră, în primul rând, vă doresc multă, multă sănătate și tot așa să fiți tânără și frumoasă și cu putere de muncă. Doamne ajută, cu bunul Dumnezeu toate se toate rezolvă. Toate se rezolvă, că da. Nu putem. Acum mai vreau să transmiteți dumneavoastră telespectatorilor care ne urmăresc că iată suntem în preajma sărbătorilor. Un gând bun. Le urez la toată lumea, absolut la tot. Poporul român, le doresc multă, multă sănătate, sărbători fericite și un Crăciun fericit și un an nou fericit să fie și mai bun. Că noi pentru asta optăm, le urez încă o dată sănătate multă. Că dacă avem sănătate, toate merg. Da. Cu bunul Dumnezeu vom depăși toate greutățile. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că, iată, am ajuns să stăm de vorbă și să poate să depănăm anumite amintiri. Iată, ne-ați spus mai multe lucruri din viața dumneavoastră care nu le-am știut și așa le descoperim stând la mulți de vorbă. Da. Că altfel nu putem să... Vreau să spun că de astăzi mă simt mai bogată pentru că, iată, am lângă mine un om de valoare, un om care strălucește pe scena cântecului din România. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând, și din partea mea să rămâneți tot timpul, așa cum v-am mai spus, tânără, frumoasă și cu mult, mult entuziasm și cu multă pasiune de care și aveți de cântecul nostru drag. Domnul Mihai, vă îmânez această diplomă de la două posturi TV, Nașul TV și Inedit TV. Vă dăruiesc din tot sufletul, pentru că meritați cu prisosință, o meritați pentru activitatea dumneavoastră, pentru dăruirea dumneavoastră, ce ați făcut o viață întreagă, ați slujit cântecului și v-ați dăruit publicului. Și așa că nu se poate ca un om ca dumneavoastră să nu se bucure de această diplomă, iată, de la două posturi TV. Așa. Doamna Ignat, vă mulțumesc din inimă că apreciați atât de mult cântecul. Că normal, cântecul este aici, da, al nostru, da. Bineînțeles, și persoana. Da, vă mulțumesc încă o dată că depuneți atâta efort pentru noi, soliștii, pentru noi cântărețe, de muzică populară, de muzică distractivă și vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Am o mare plăcere să privesc această diplomă care, într-adevăr, ați apreciat că am slujit cântecul o viață.
Așa este. Parcă știți și vedeți persoanele care cu mare plăcere cântă și vin la emisiuni de ale dumneavoastră. Și nu numai, cântă muzică de calitate. Artiștii noștri sunt oameni speciali, trimiși de Dumnezeu pe pământ, cu voci deosebite, binecuvântați de Dumnezeu. Și iată, văzându-i pe scena cântecului, pe fiecare în parte, ne bucurăm și suntem mândri. Aduc cu toții, împreună cu dumneavoastră, un plus de valoare poporului nostru. Mulțumesc și eu încă o dată și vă promit că vin totdeauna când faceți emisiuni de acest gen, că este o emisiune formidabilă, foarte de mare apreciere și o muzică de calitate. Tot ce vrei, dacă vrei să vezi ceva frumos, la Nașul TV poți să vezi frumos. Deci, dragii mei, rămâneți cu Nașul TV.